Bună seara și bine găsit, dragi prieteni, și în această seară aici la Acces TV, la punctul PI. Începem înainte de weekend cu subiecte destul de fierbinți și cu subiecte care vizează până la urmă partea de legislație, partea de bun simț civic tradusă în mediul sociologic sub formă de legislație pe care ar trebui să o respecte toată lumea, pentru că în momentul în care toți ne supunem aceleași reguli, ar trebui să existe o armonie în societate, dar tot timpul apar unii mai cu moți, unii care se cred mai șmecheri și unii care pot călca legea în picioare după bunul plac, crezând, intrând într-o stare din aceasta de agonie, datorită faptului că tot timpul au senzația că, domnule, noi suntem protejați, noi avem spatele asigurat, așa cum era limbajul folosit între cei doi mari lideri politici, Ion Călinoiu și managerul CEO Laurențiu Ciurel, ex-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. În această seară o să vedeți niște imagini, stimați telespectatori, o să le comentăm împreună cu dumneavoastră, o să vă expuneți opiniile sau ceea ce doriți dumneavoastră să ne comunicați, dacă mai aveți astfel de nedreptăți, astfel de abuzuri, astfel de nereguli în jurul dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, în locurile unde trăiți, sau dacă cunoașteți astfel de persoane, puteți intra în direct cu noi să ne prezentați exact situația și noi ulterior o să preluăm cazul și în limita posibilităților noastre o să încercăm să dezvoltăm o firmă mai departe, să vedem exact cu exactitate ce este vinovații. O să vă prezentăm imaginea în cel mai scurt timp posibil, imediat după ce o să vă prezentăm invitații în această seară. Domnul Puiu Diaconescu, vicepreședinte Partidul Național Liberal Gorj, bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație, salut pe toți telespectatorii postului dumneavoastră. Și Ivan Nicolae, invitat permanent al emisiunii noastre. Bună seara și noastră, bine ați venit! Bună seara, bine am găsit! O să vedeți, dragi telespectatori, o să urmărim împreună un scurt montaj cu imagini, să vedeți pe albia râului Tismana cum sunt deversate gunoaie. Ar fi existat acolo, într-o anumită perioadă, o groapă de gunoi care nu știu cum a fost introsă în conservare, nu știu ce sume de bani s-au plătit pentru acea groapă de gunoi, nu știu dacă este un proces de verbal de recepție al acelor lucruri desfășurate acolo, câți bani s-au plătit efectiv, nu știu unde s-au dus banii, pentru că în momentul în care a început la primele ploi mai serioase în acea zonă, malul acela a început să surpe și ulterior toate gunoaiele acelea curg în râul Tismana. Avem o agenție de protecție a mediului, avem Apele Române cu Onor Ion Călinoiu în frunte, avem mai multe instituții care pot interveni în această situație, loc colegii din regie să pregătească acest material să fie rulat pe ecran pentru a vedea și noastră cu ce ne confruntăm și despre ce este vorba și rog pe Ivan Nicolae, care a fost la fața locului și cunoaște mai bine subiectul, să vă prezinte în detaliu tot ceea ce este acolo. Ivan, te rog, vai, îngrozit tot ce văd acolo. Trebuie să mai prezint ceva? Uite ce este. Vai de cap. Deci, uite deci pe albia, pe cursul râului Tismana, regăsim practic o groapă de gunoi în toată regulă acolo. Parcă e glina de la București, s-a mutat la Tismana. Da. Uite-te și tu în ce an. 2017 în România. Și îți dai seama că a încurajat și aruncă mai multă lume acum mai nouă acolo în mizerie. Păi dacă deci a devenit o adevărată groapă de gunoi zona aia. În marginea râului, uite. În marginea albii. Păi și autoritățile s-au sesizat, există vreo petiție la vreo instituție făcută? De asta? De la oficialii, de la primăria Tismana, da. Da. Mi se pare îngrozitor, adică pe cursul râului să fie astfel de gunoaie. Păi dați seama că sunt afectați toți cei din avalul la această groapă de gunoi, pe la urmă, pentru că vedem, sunt sedimentate. În momentul în care există acele sunt sedimentate, e clar că acolo a fost depozitate gunoaie în cantități foarte mari. Domnul Puiu Diaconescu. Ce miracol, ce minune! Da, a apărut pe râul Tismana, între ghilimele de rigoare. Este păcat că se pot prezenta imagini astăzi în județul Gorj și mai ales pe cursurile de apă. E păcat de Tismana că... Ce zonă frumoasă poate să fie acolo și e o zonă cu ce realitate cruntă se confruntă, da. Cum... Sigur, cred că după ce veți sesiza în această zi, să zicem, și public, organele de abilitate vor merge acolo și își vor face datoria. Pe primăria Tismana nu știe, cei de la poliția locală Tismana nu știu, trebuie să mergem noi să umblăm în toate cotolele din județul ăsta să le arătăm ce e îmbătătura lor. Nu numai atât. Sunt organe abilitate plătite de la mediu care trebuie să verifice aceste lucruri și să impună, conform legilor statului român, măsurile ce se impun.
ce am văzut acolo. Colegii, mai distribuiți încă o dată imagine, vă rog, să vadă și telespectatorii. Este un focar de infecție, este o sursă de îmbolnăvire nu numai a oamenilor și care animale, locuiesc. Sunt animalele astea, păi, da, care beau apă navală din cursul râului Tizmana. E la 150 de metri de strada principală, uite. Deci la 150 de metri. Dar nu se vede din stradă, știi? Trebuie să mergi pe albie puțin. Ăștia au fost câțiva șmecheri, probabil, care au basculat acolo tone de gunoaie și ulterior au turnat, din câte se vede, niște pământ peste ele, că se vede clar la cum sunt sedimentate, că a fost turnat cel mai probabil pământ și uite cât de bine sunt tasate, vezi? Așa. Ei, acolo s-a trecut cu un compresor ceva pentru a le tasa foarte bine. Cred că n-am mai trecut nici cu compresorul, spune. Au trecut cu vola, înainte și înapoi. Au trecut. Au pus au luat un tractor, cred că din Tizmana de acolo, a trecut cu tractorul. Aia se numește conservare, Leo, ce? Înțelegi altceva tu? Da, mă, Ivan, dar pentru asta sunt niște șmecheri, au încasat cel mai probabil niște bani aici. Ce? E ceva nou? Păi sunt bani publici, ba da, e ceva nou pentru mine, pentru e ceva ceea ce mă deranjează și cred că îi deranjează și pe telespectatori și pe tine și pe domnul Pui Diaconescu. În momentul în care văd banii publici cum se irosesc pe șmecherile pe care fac niște combinații de ăștia aflați în publici, în funcții publice, mă doare capul. Aș fi curios să știu în satul ăsta cine este consilier local din partea satului, până la urmă, populației. Pentru păi că sunt toți acolo trimiși locali, domnul Puiu. Nu, dar vedeți, în marea majoritate, ei sunt pe zone. Și, după părerea mea, civic și normal, ar fi ca consilierul din zona respectivă să fi ridicat măcar o dată în picioare într-o ședință a consiliului local, să se sizeze în interiorul consiliului unde participă secretarul primăriei, care este omul abilitat al puterii locale, adică al guvernului în teritoriu. Și bineînțeles, ăsta avea obligația să se sizeze, dacă nu se luau măsurile necesare, prefectul de Gorj și la rândul prefectul, primăria, garda de mediu, apele române, sunt o grămadă de instituții, poliția locală, primăria Tizmana și așa mai departe. Cine a făcut acolo, se știe că se știu acolo, comunitatea mică știe exact cine a fost acolo, cine a avut acele deșeuri, ce s-a întâmplat acolo, ei știu acolo, că e comunitatea mică, nu vorbim că e un oraș de 2 milioane de locuitori și nu știe, nu se știe. Dar acum vreau să vă spun un lucru. Aceste aspecte se întâlnesc peste tot. Dacă intrați într-o pădure, indiferent că este a oamenilor, a oștii, sau este pădure de stat, o să găsiți saci cu deșeuri la fiecare pas. Sigur, mai nou acum oamenii îngrădesc cei care au păduri, nu mai permit accesul în păduri. Deși, după părerea mea, eu am crescut la țară și era o mare plăcere să treci cu carul, cu căruța, domnul cu tractorul. Puțin, cu... Domnul Pui Diaconescu, lăsați-i pe cei cu pădurile. Pe mine mă interesează acest subiect de o gravitate extraordinară care există în localitatea Tizmana. Vin oameni care se duc la un grătar, vin oameni care trec acolo, vin oameni care se admire frumusețile peisagistice. Și de frumusețe peisagistice, uitați, acestea sunt, este superbul peisaj pe care îl oferă Tizmana, o localitate mirifică, cu peisaje extraordinare. Când venim aici, ce găsim? Mi se pare halucinant că am ajuns noi să mergem în gospodăria fiecăruia, să primim sesizări de la comuna Cutare, din localitatea Cutare, să mergem noi să prezentăm, pentru că oamenii aceia efectiv sunt asupriți acolo în zonă și s-au săturat de anumite abuzuri autorităților și ultimul strigă de disperare este noi aici la Acces TV. Domne, veniți că ne-a săturat, veniți să vedeți ce este aici. Faceți publică, poate o găsi soluție. Până la urmă, vorbim acum de un ultimatum care, al speranțelor pe care l-au și se regăsește noi. Uite un mesaj iar. Străbate 20 de kilometri din comuna Godinești, acolo pe Scuiam, la Păstrăv. La fel sunt malurile și în Godinești, pline de mizerie. Din, acolo probabil e vorba de mizeria pe care o aruncă localnici. Asta ține și de noi ca oameni, de bun simț, de cum suntem noi, cum zice, de un puiu, da, în pături la grătare și la alea românul când pleacă știi cum face, nu?
O parte ne iau bunățim, strâng în sac, pleacă pe drumul lor spre casă, alții acolo le lasă împrăștiat. Mă, ai văzut aici, aici au depus în cantități aici, industriale, cantități nu, foarte mari. Nu, aici este fosta groapă de gunoi. Asta au conservat-o, doar la mătura care au conservat-o, exact. Niște... și lângă este, și sunt niște grădini ale măicuțelor, am înțeles. Nu, nu, deci lângă sunt grădinile măicuțelor din Tizmana. Da. Păi și când vin oamenii să facă acel turist de turism ecumenic, ce găsesc? Găsesc mizeriile ăstora din groapa de gunoi? Găsesc. Hai să facem turism ecumenic și găsim groapa de gunoi la sub nasul nostru. Da. Știi cum e? Păcat și cred că semnalul dumneavoastră este foarte bun și cred că organele abilitate au mai avertizat și alții din presă să știe astăzi. Va trebui de îndată să-și facă datoria. Asta este... Deci dacă e fosta groapă de gunoi, este o garantat un proces în o lucrare de introducere în conservare, unul la mână, și doi, un proces verbal de recepție al acelor lucrări. E clar că acolo s-au plătit niște bani pentru a fi introdus în conservare acea groapă de gunoi. Hai să luăm prin telefon această seară. Alo, bună seara! Bună seara, să ne trăiți! Și dumneavoastră, vă rog! Domnul Filip! Ziceți-ne! Relatați un lucru foarte important. Dar puneți-vă întrebarea, cine face toate astea, domnule? Nu noi, nu noi oamenii. Noi suntem vinovați principal, domnule. Suntem mai rău ca animale, domnule, în țara asta. Aruncăm tot felul de mizerii, pe stradă, pe drumuri. Eu am lucrat pe autobuz o viață. Dimineața la autobuzul meu era mai mare dragul. Dar și cu parfum pe el. Seara parcă lucram cu avicola sau cu abatoarele. Ăsta e românul, asta e civilizația noastră. În alte țări nu se aruncă chistocul pe stradă. Nu se aruncă, nu mai condamnăm organele. E adevărat, garda de mediu, ia bani grei. De-aia ne discreditează să uită de sus la noi. Toți ăștia mari, că au de la 50 de milioane în sus. Și râpații care adună toate mizerile au nici 10 milioane. Asta ne-a deosebit în ultimii ani. Și am intrat într-o stare de mizerie din cauza noastră. Din cauza noastră. Noi suntem singurii vinovați. Omul produce pagube, omul produce și bune și rele. Omul e cea mai periculoasă fiare de pe pământ. Omoară elefant, omoară leu, omoară tot. Ăștia suntem. Aruncă copiii în fața trenurilor, să aruncă etaje. De ce? Nu mai e conștiință și nu mai e viața cum trebuie. Asta ne-a dus în halul ăsta. Sănătate! Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. Într-adevăr, e ceva de maximă actualitate, dar în același timp construcțiile noi se realizează cu cărămizi vechi. Până la urmă, Hobbes a fost cel care a spus prima dată, homo hominis lupus. Omul este lup pentru om. E simplă treaba, ceea ce se perpetuează inclusiv în anul 2017, deși ne prezentăm ca oameni homo sapiens sapiens. Avem smartphone, nu, suntem mai inteligenți. Nu, noi suntem cea mai ciudată specie de homo sapiens, înțelegi tu? Homo sapiens smartphones suntem acum, cred că s-a dus termenul acela de homo sapiens. Nu, are dreptate și omul. Să știi că dacă stai să urmărești, sunt care vin din Occident, acolo nu-și permis să arunce țigara pe geam niciodată la mare. Ai văzut că vine aici, aici aruncă și scrumierea cu totul. Se aruncă și el pe geam. Nu are nicio problemă. Vezi, asta înseamnă că noi, ca și educație, suntem zero. Acolo suntem falși și aici revenim la eu nostru. Gata. Suntem în lumea noastră. Ne ducem la grătar, facem grătar, aruncăm cărbune. Parcă am intrat într-o cocină în care ne bălăcărim după bunul plac. Nu, să știi că nu putem generaliza. Așa. Mai sunt care... O categoric. Orice sunt. Pădurare uscăturile ei. Da. Dar nu. În situația asta e vorba de fapt de cu totul altceva. E vorba de fosta groapă de gunoi. Deci nu, aici n-a aruncat omul. Acolo e tot gunoiul din comună, probabil strâns. Da, și nu, spun nu, ceva, Leo. Ții minte speța cu Jaleșu, cu conducta? Da, 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 da. Așa, știi că am urmărit-o în continuare. Am vorbit la București la minister, am vorbit după aia la Apele Române la București, după aia am vorbit cu o doamnă la Craiova, care în fine mi-a spus femeia, simplu, subiect predicat, nu poți să verifice clorul rezidual din apă. Simplu, decât dacă ai fi laboratorul lângă țeava lui la când îi dă drumul din piscină. Atunci să ia apă. Altfel nu poți. Deci aia este o chestie sensibilă, dar asta... Să fim serioși. Deci acolo omul acela cu piscina este exonerat de orice responsabilitate nu datorită nu unor poți. Factori conjuncturali exact. Favorabili pe care și atunci am care înțeles că Craiova i-a fi dat o notificare ceva de genul ăsta și a spus omului păi să aici, în altă parte piscina, aici, să nu mai dă drumul. Apropo de imagine pe care l-ai prezentat, l-au prezentat colegii din regie, sunt curios eu dacă îl văd mâine pe Călinoiul de la Apele Române acolo, dacă îl văd pe cineva de la Garda de Mediu, dacă văd pe Ciprian Florescu prefectul sau pe cineva din partea prefecturii și așa mai departe, din partea primăriei, pentru că nu se poate așa ceva să se întâmple pe malul râului Tizmana. Pentru că, într-adevăr, acel focar de infecție se propagă cu o viteză extraordinară în aval de acel focar de infecție de locul în care există. Deci aici sunt două lucruri.
Unu, ceea ce spuneți dumneavoastră, faptul că acolo a existat, sub ochii administrației locale, o groapă de gunoi, care ar fi trebuit, conform legislației din România, dezafectată și terminată acum 5 ani. Domnul Pădea, stai puțin, o groapă de gunoi când este dezafectată, se introduce în conservare. Atenție, nu se lasă la voia întâmplării. Și astea sunt lucrări care sunt plătite. Deci cineva a încasat bani acolo. Bun. Acum, dacă trebuie să mergeți pe firul faptelor, ceea ce spuneți ar putea să aveți dreptate, trebuie să vedeți când s-a închis groapa, cine a fost firma care avea obligația asta o să urmărimă, sper ca și autoritățile să facă câți bani au fost plătiți s-au pentru, popat, de, acolo, s-au așa, bani grei, pentru desafectare și găsiți vinovați. Așa văd eu lucrurile. Trebuie să mă să-i caut tot eu? Păi nici acum nu poate să-i găsească. Îi găsesc mai ușor decât mine. Să sperăm că la semnalul domnilor voastre cei abilitați și plătiți din banii publici să facă asta. Își vă face asta datoria. Plătiți. Sigur că da. Adică primărie, poliția locală de acolo, Ape Române, Garda de Mediu, Prefectura Județului Gorj, exact. Sunt foarte multe instituții care au atribuții de verificare și control în această speță. Chiar Direcția de Sănătate Publică. Și DSV-ul pe care l-am uitat, da. Cred că toate. Da, sunt curios dacă o să vedem mâine reprezentanții instituțiilor că se duc acolo, hai să vedem cine e vinovat, cine urmează a fi sancționat, să dăm mai departe drumul, să îndreptăm situația pentru acea comunitate din Tismana care este afectată de ceea ce se întâmplă acolo. Până acum au preferat, marea majoritate s-au complăcut să stea cu mâinile în sân, să vedem cum apar la televizor, cum dau din meliță în permanență și dau pe flajneta aia fel de prostii. Dacă e vorba de măsuri concrete și de cazuri concrete, stau vorba lui Ivan, bagă fenofarbitalul și să culcă. Da. Da, cred e trist. E trist că... Da. Păi e trebuie și oraș. Apropo, Ivan este un sculptor, un mare pictor, o prezintă natură moartă la această minunată emisiune de Ivan Nicolae. Un romantic incurabil. Deci mai cred, facem și haz de necaz. Eu cred că cei care au datorii după lege au luat act și vă vor spune, poate invitați pe cei enumerați. Mâine o să-i sunăm să vedem ce măsuri au luat față de această situație. Să vă spună care sunt măsurile pe care le-au constatat și adică ce au constatat și care sunt măsurile ce se impun? De constatat n-ai ce să constate, că se vede cu ochiul liber ce e acolo. Ce să mai constatăm în momentul în care... Actele de natura evidenței, da. Să ia actele să le studieze, să ne spună cine e vinovat, unde sunt banii, ce s-a întâmplat în această situație și gata. Acum, eu zic că și la Tismana și peste tot, trebuie văzut, pentru că e păcat de zona frumoasă și de locurile superbe ale județului Gorj, unde nu poți să te duci, pentru că pur și simplu miroase a canal. Adică toate rezidurile astea lăsate, aruncate, cu știința de multe ori și autorităților sau sub nepăsarea autorităților ajung să degradeze natura și de ce nu să nu poți să respiri un minut în natură un aer curat al Gorjului unde suntem sub munte, unde avem locuri minunate. Domnul Pădeaconescu, apropo de zona de sub munte care ați amintit și este de peisaje mirobolante, atât de la începând de la Baia de Aramă și Padeș din acea zonă și terminând cu Polovraj. Zona asta de sub munte mi se pare fabuloasă din punct de vedere al pitorescului pe care îl deține și este
complet neexploatat aproape din punct de vedere al turismului și al resursei financiare de care dispune până la urmă partea asta de turism. Eu sunt șocat, mi-aș dori să fac numai știri de genul la Tismana, nu știu ce festival, nu știu câte mii de turiști s-au strâns, la Padeș la fel, la Polovraj la fel, numai știri de astea ați face. Dar în schimb, sună cineva și ne transmite, cum i-a transmis colegul Ivan, gunoaie pe malul lui Tismana, altul a sărit canalizarea la Rânca, altul nu știu ce s-a mai întâmplat în nu știu ce comună și așa mai departe. Deci, practic, toate relele astea s-au strâns aici în jurul nostru. Nu e timpul pentru exorcizare, să ne scăpăm de toate aceste mizerii care de 27 de ani se bat pe capul nostru? Ai vrea să spun eu, păi de 27 de ani așa. Păi și nu e timpul unei schimbări, că eu sincer vine aș vrea să văd cred că în fiecare an, în ultimii 15 ani, 20 de ani s-a tot spus, vine schimbarea la ce? Schimbarea la față. Avem instituțiile astea cu atribuții de control. Da, prezentat public acum cazul acesta. Așa. Și eu aștept o reacție din partea lor, că ei pentru asta sunt plătiți din bani publici, nu se stea la masă să bea cafele și așa mai departe. Discutăm iarăși despre depolitizare, iarăși spune despre directori puși, iarăși spune despre concursuri date pe bandă. Și atunci ce vrei să le ceri? Hai să închidem aici, să plecăm acasă. Închidem televizor, nu mai prezentăm nimic, se mai spectator sănătate, la revedere. Nu, asta este cauza, problema este, rezolvarea este la ei. Hai să mai sperăm un pic, poate se vor pune lucrurile pe roate și vor funcționa. Dacă... Eu știu că cei 27 de ani nu ne caracterizează, dar poate se întâmpla un miracol. Nu există miracole. Uitați. Ba, orice miracol ține 3 zile, tot te contrazic. Și măcar 3 zile, dacă își fac ăștia lucrurile bine, tot e în regulă. Da, mă, dar ei trebuie să schimbe, să umble la legi, mă, omule. Dacă nu umbli la legi, dacă nu umbli la modul ăsta penal pe care se lucrează de ani și ani de zile, pe toate segmentele, n-ai leu ce să faci. Așa vom trăi încă 50 de ani de acum înainte, că 500 de ani. Deci avem și legi bune. Dar din păcate, se respectă. Vă dau câteva exemple. Toată poliția locală vine în centru. Stau câte doi, unul la zebră, unul dincolo și unul dincoa. Parcă ar lua o mână și ar suciu așa, să vadă cum trece lumea. Și ar privi, sau mă rog, ar fi securismul acoperire și ar urmări altceva. Dacă te uiți în zonele marginașe ale municipiului Târgu Jiu, să o luăm, nu se respectă absolut deloc legea. Vii în centru, la o bancă sau, eu știu, undeva, n-ai unde parca, că n-avem parcări. Stă în minte de 24, de 27 de ani. Domnul Pui Diaconescu, dar poate oamenii se gândesc la binele nostru. Lăsăm mașina la cea meu sau nouă mai și venim în alergare, luăm adidea și când ajungem în centru schimbăm costumul sau sacou și... Nu, haideți să vă spun o cauză pe care eu o întâlnesc zilnic. Eu dacă stau peste pod, când se trec podul pe aici, prin dreptul parcului, permanent blocaj. Și am mai discutat, am spus și cu Paraschiv. Pe partea dreaptă avem 4 taxiuri, 5 toate, maxim, și 20 de locuri de parcare, 19 sau 20. Renunță la ele, băi, omule, că de aici blocăm noi orașul. De aici, de la Piața Mare, noi blocăm orașul, tot, până la Parângul, până la Pasarele, că normal vine una după alta. Dacă ai dat drumul la două benzi să plece odată peste pod, să ducă, Doamne iartă-mă, ai terminat balamucul ăsta cât de cât. Și pe urmă ți-am zis chestia cu parcarea de la piață. Băi, oameni buni, faceți bă un proiect sănătos, duceți-vă și faceți încă un nivel la parcarea. Și am încheiat discuția, atunci eliberăm strada Bradului toată. De aici, de la finanțe, prin față, să nu mai fie, ai văzut cum e la finanțe pe acolo, că sunt parcate și așa. N-am nici oamenii unde să ducă mașinile, mă, unde vrei să le ducă Leo? Tot timpul țipăm, tot timpul sărim pe ei cu amenzi, tot timpul îi călărim, dar unde vrei să-și ducă bă la mașina? Că nu poți să-i oferi condiții tu. Tu ce faci de fapt? Da. Este o problemă. Care problemă? Știți care? Care? Dacă vin centru... mai multe, eu știu. Nu. Dacă vin centru și pui roata aici, da? Primești amendă. Da. Și dacă vii pe strada mea, mașinile stau pe trotuar sus. Nu contează la mine. Seamănă foarte mult strada dumneavoastră cu strada la finanțe. La fel de îngustă, la fel de... Eu întreb. Acolo e poliția locală, piața. În ce țară trăiesc eu dacă polițistul în 9 mai ia o măsură după 328, în centru altă măsură și la cea meu altă măsură. Că nu pot să înțeleg lucrurile astea. Și nu pot să înțeleg că cei care au condus orașul vin acum, când nouul primar încearcă să ia pe fiecare să discute cu fiecare șef de serviciu, cu fiecare director de subunitate, să-l întrebe, domnule, cum facem asta? Păi vă spun eu,
care este amenințarea? Amenințarea este asta. Vezi că n-ai majoritate și o să te uiți la lună. 3 ani. Și nu votați hotărârile, nu? Da, exact. Păi haideți să fac asta, să vedem ce reacție avem noi, da. Nu uite ce lucru de asta. Să le introduc la curtea de acolo, și eu refuză la asta. Eu ți-am mai spus odată, să-mi spui când vei 200 de oameni aliniați, că ți-aduc eu într-o oră. Haide-mi, lăsați-mă cu asta. Dacă facem un apel aici, 200 sunt puțin. Eu n-am auzit niciodată zicând vreun PSD-ist, noi nu o să mai votăm 3 ani de zile nimic. Eu nici nu vreau să aud asta, nu-mi doresc asta. E cel mai urmărit pe care aș... Să vină ăștia de la PSD și de la ALDE. N-a zis nimeni niciodată. Că nu-i trebuie niciun proiect. Exact. N-am auzit niciodată treaba. Domnul, da. Aș vă spune o chestiune. Spuneți. Eu n-am nimic cu nimeni. Spuneți tot. Și să știți, să știți ce mă doare. Mereu se abilitează acum că Partidul Național Liberal are ceva cu PSD-ul. Nu stimați telespectatori, nu dragi moderatori. Vreau să vă spun, noi avem cu ea care au încălcat legea. Iar acolo, dacă stai să te uiți numai la ultima ședință, da, în discuție, au fost puși oameni care au încălcat legea, legile, și aveau obligația să le pui în discuția Consiliului Local, fără a face alte aberații și până a spune că are Diaconescu, are Vulceanu, are PNL-ul ceva cu cineva. Nu, stimați oameni, noi nu avem nimic cu nimeni. De fapt, din cei incriminați la raportul despre care se discută, în afară de Cârciumaru, restul nu sunt oameni politici, sunt oameni funcționari publici. Care au răspuns la comenzi politice, de ce nu spunem așa? Așa? A? Păi ce vreți să spuneți, că au fost de capul lor vreodată? Păi și acum se răspunde. Marea majoritate a fost scos de topor. Nu, dacă mie îmi spuneți acum un administrator, un funcționar public cu statut și îmi spuneți mie, voi, uite, ăla nu răspunde politic în fața nimănui, ăla e bazat 100%. Eu vă spun ceva, 90% din ei sunt numiți politici. Aveți dreptate și de aceea toate unitățile noastre cad zi de zi, pentru că nimeni nu poate să stea într-o funcție de conducere decât dacă cotizează. Cea mai mare prostie din lume. Dacă ești pui afișe sau dacă răspunzi la comenzi politici. Și când spuneam eu să schimbe legea, vedeți de ce de schimbată legea, domnule? Să termine odată cu asta, domnule. Țineți minte în campanie când despre Laurențiu era vorba că el se ducea director adjunct. Și s-a speculat în presă treaba asta, nu? Și era o problemă că eram în campanie electorală. Se presupunea că deja gata povestea cu blatul. Uite că n-a fost blatul. Uite că n-a fost blatul. Partea presei în rândul ei era... Nu, asta mi se pare cea mai anomalie. Politice, omule, să nu uităm să subliniem toate detaliile. Băiatul meu are aptitudini, e bun. Bă, și omul ăla lucrează acolo de la început. Și mi-l angajează mie cineva aer. Eu sunt un politic. Hai să le dăm în cap, aia vreau să zic. Asta e o mare prostie. Dar știi de ce s-a ajuns aici? Pentru că de-a lungul timpului am asistat numai la numiri de-astea de cu metri de ale lor, am asistat numai la concursuri trucate, am asistat numai la mizerii, încât omul deja nu mai are putere să mai discearnă, zică, bă, ăla e bun, ăla e bun, gata, sunt toți la oală. Și au dreptate oamenii, mă, fiindcă 90% sunt așa. 90% sunt numai șpăgi, blaturi și mizerii. Hai să spunem totul. Ce am discutat noi ieri, împreună și cu colegul nostru de aici, PSD-ul își va activa cozile de topor din presă și va ataca școlile, ISU și așa mai departe, întrecând să le agațe în Morișca asta pe Marcel Romanescu. Mi-ai spus asta. Și vedem frumos oamenii din presă cum se activează unul colo, unul colo, unul colo, unul colo și lucrează fabulos și răspund la comenzi. A primit ieri activul de partid de la socialdemocrați. Peste tot unde sunt primari peneliști, găsiți-le controlații. Să ieșim cu presa noastră, să-i lovim, asta să creăm, mare prostie, să creăm o... De ce e constructiv să vină să ajute urbea? Județul ăsta nu o să vină niciodată. Și când e competiție de sunt alege ce alea, veniți, mântăciți-vă în proiecte, speculați-vă greșelile unii la alții, dar nu fabricate de voi. Că ei ce fac? I-au stat 2 ani de zile așa până acum și acum vin ei să se trezi legea în ei, că știți și cu aia cu urbanismul. Până acum ați dat, uite așa... Tot felul de autorizații, acum vă treziți voi, legiști și integri. Bă, urât de asta. Eu am spus drujienilor că, din păcate, primarul liberal pe care l-au ales oamenii de la Târgu Jiu, pentru că au vrut o schimbare, pentru că își doresc
și altceva decât ce a fost timp de atâția zeci de ani. Nu poate să cuprindă la ora actuală, ni să le cuprindă atribuțiunile. Pentru că s-a făcut un zid în jurul lui. Unii îl intimidează, unii îl amenință și pe el și pe noi. Bravo. Și alții încearcă să-l atragă, să le spună, vedeți, care partid? Ce PNL-ul te ajută pe tine? Eu recunosc că în Partidul Național Liberal au fost de multe ori fecuciuri, frustrări și așa mai departe. Dar este o minciună, dragi târgujieni, când cineva vă spune că Marcel Romanescu n-a fost susținut de Partidul Național Liberal sau că nu este susținut de Partidul Național Liberal. Poate a fost neîndreptățit vreodată. Poate și eu am fost neîndreptățit. Poate fiecare dintre noi. Dar nu există de data asta. Toată lumea și-a dorit ca Marcel Romanescu să fie primarul municipiului Târgu Jiu. Este datorită dumneavoastră, oamenilor din municipiul Târgu Jiu, la care eu vin în fața dumneavoastră cu rugămintea să-l susțineți, să-l îngăduiți și să nu acceptați că nu face, că n-a făcut, că nu știu ce, e prea din vreme. Vă asigur că Marcel Romanescu nu este un om corupt. Este un om care își dorește din tot sufletul să facă ceea ce a promis în campania electorală și să-și ducă la îndeplinire programul cu care a ieșit în fața electoratului. Nu este meritul meu lui Iaconescu, că este primar Marcel Romanescu. Nu este poate în totalitate al nu, e meritul oamenilor. Domnul, este meritul. Domnul Iaconescu, avem o mare problemă acum aici. Nu vă mai văicăriți atâta și la adresa lui Romanescu și la adresa PNL-ului, da? În momentul în care dumneavoastră ieșiți și corul de bocitoare din PNL ieși și apar, Romanescu, lăsați-i săracul intimidat. Domnul are putere, primarul municipiului Târgu Jiu. Exact cum spune Ivan, ieși bă și spune tot ce știi. Au făcut ăștia zid, dărâmă-le zidul. Ce, care sunt problemele? Contractul ăla, ieși și apar la presă. Da, domnule, din cauza asta. Pe momentul în care Marcel Romanescu stă într-un colț acolo și încasează și ăștia dau pumn și capace și stă, și stă. Eu chiar și de timp până cade. Ești cât să încaseze până la urmă? N-a încasat. Cum l-a încasat de la început până acum? De... A încasat destul pentru că... Păi și când reacționează, eu când să vă reacționă și a părut la asta corul de bocitoare, aaa, nu se răspunsă acela acolo că iau toate... Nu știu care e corul ăla. Eu vă spun un lucru. Tot PNL-ul. Nu aveți dreptate. Conducerea partidului a fost lângă Marcel Romanescu. Păi asta spune, uitați corul de bocitoare. Conducerea trebuie să se înjură acolo și săracul coșetați acolo, săracul stă acolo la primă. Păi când ia băsuri și iese, băi, în momentul în care dumneavoastră îl bociți acolo, el stă într-un coș și ăștia de la PSD și 3 și 2 și Opel și 2 și 2 și el stă acolo și păi când iese domnule de în coșul ăsta, sunt 52% de oameni care îl vor. Foarte clar. Păi, din păcate, sunteți puțin în presă. Nu dumneavoastră, vă aduc reproșul. Care nu vorbesc despre ceea ce transmite partidul și Marcel Romanescu. Și vânează lucrurile mai puțin esențiale. Asta vreau să vă întreb eu. Ce faceți dumneavoastră când vedeți că acele cozi de topor, și aici vi-am dat exemplu chiar pe Viorel Salvador Caragea, care zice că e prietenul dumitale, care spune că de fapt vrea ceva constructiv, dar de ce râzi? Dar de fapt dă toată ziua bună ziua, numai cu bâtă de azvârlita, dar numai așa... Nimic concret. Și spun una acum. M-am întâlnit ieri cu om. Era și Edi Lădaru, era și... Zi-mă, tot timpul, nu știi că... Te-ai întâlnit cu Caragea și cu Lădaru, așa. Și Edi Lădaru, da, și... Bă, mă, Lădaru, zice, mi-e tot mai rațional. A înțeles omul, mai greșește, dă și el cu mucin ciorbă, dar se reabilitează. Salvador și-a spus, băi, omule Dumnezeu, dacă vezi că ăla e încolțit acolo și tu, Viorel Salvador Caragea, știi tot, eu spun sigur că știe tot. Deci în primul rând Târgu Jiu, dacă duci ca scanul ăla, știi exact cât a furat ăla, cât a făcut ăla, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, tot. Du-te mă și ajută. Nu. De ce nu te duci? Termenul de tăinuire și complicitate spune ceva vis-a-vis de ce ai spus tu înainte? Da, cunosc legea, cum să nu? Da, asta vreau să spun și eu. Păi în momentul în care știi atâtea lucruri și în momentul în care tu iei pietre și borovan și arunci către Marcel Romanescu, dar pe vremea când au condus acești oameni 20 de ani, ai fost comandantul la o anumită structură de la IPJ. Dar mă, dar spune clar că l-a făcut hârtiile.
Păi și unde sunt hârtiile alea, frate? Că hai să le căutăm! Hai să unde, unde să le caut? Spune și mie unde să le... Domnule, că sunt eu când aud expresia asta, sunt dosare în lucru. Bă, dar nu transpare nicio informație. Nu să nu vii iar să mă cauți. Vrei să te un pic în emisiune rău? Da, zi-o mai aclațoară. I-am spus, du-te lângă el acolo, ajută-l, susține-l dacă vrei binele orașului Târgu Jiu. Bun. Acum zice, da, acum te pomenești iar cu două postări, prea fericitul, prea nefericitul, eu asta mor, mă. Bă, arată-mă că vrei într-adevăr să faci ceva și du-te și fă, că ai cale liberă. Bun, eu trebuie este un subiect lipsit de relevanță, are să la... Eu trebuie să vă spun un lucru. Spuneți. Da, spuneți adevărul. Adevăr. Am Biblia. Detectorul de minciuni la mine, așa. Nu e vorba. Ești prea versat ca să pot răspunde liber cu toate aparaturile. Asta e profesia mea. V-a dat de gol. Ce-a spus că asta e profesia mea? Haideți să vă spun lucru. Viorel. Viorel, la începutul campanii... A, piesa aia. Viorele, Viorele. A luat să vină liberali. Da? Inclusiv în Marcel Romanescu. L-am chemat la mine. Și eu am vorbit cu dumneavoastră. Și eu l-am rugat. Și eu l-am rugat. Și i-am spus, Viorel, nu ăștia a făcut rău, nu Marcel Romanescu și liberalii. Și am fost la conducere. De nici nu au prilejul să fim la conducere. Așa. Și după aia, ce facem? Bă, fraților, că stați așa, cereți voie de la un singur om? După care vorbim de el. Vorbim așa. În general. Păi, sigur, el motivează acum. Da. Că nu l-a băgat Marcel în seamă. Păi are păr pe picioare, ce să-l bagi în seamă, că mai atâmpă. Da, uite, eu vă spun că în interiorul partidului meu, da? Foarte hai. Mulți oameni, da? Am reușit. Da? Aduceți-vă aminte de scandalurile, primarul Cotoșman cu președintele partidului meu. Și am promis odată la o emisiune... Sunteți un foarte bun mediator. Că voi media și voi face. Uite, vă promit ceva în seara asta. O să am o întâlnire cu Viorel și o să rog și pe primarul... Dar nu la ouă, nu la ouă, la clocit. Nu la ouă, la clocit. Păi cine clocește ouă, state așa, ce? Clocește cineva ouă? Eu n-am interes. Aveți clocitoare, domnul Pui Diaconescu, aveți clocitoare? Vreți să vă spun... Nu, chiar tot. Bă, spuneți, nu, chiar tot. Lasă rivoare să spună tot, ziceți. Niciodată... Așa. Păi nu am temperamentul să stau la clocit eu. Pentru aveți clocitare, ați place să clocească. Adică cel care clocește trebuie să fie ceasornicar de meserie. Ori eu am fost politician și aici decizia nu se ia nici după alfabet, nici după aia. Trebuie să iei rapid decizia. Hai băi, cum i-a spus? Treci pe ouă. Stai acolo. Ai 3 ore la ouă. La vale sau la deal. Pe ușe sau înapoi. Că nu e loc, adică să le tot clocim. Păi stați așa, deci, dar la cine le clocește acum, PNL-ul sau PSD-ul la dumneavoastră? Ziceți să știm și noi. Nu, ore sunt ale PSD-ului și le clocește... Vreți să vă spun... Spune-mi apoi de tot. Apoi de spune tot, că spune dacă nu. PSD-ul este un partid diabolic. Da. Eu, ce legătură asta cu clocitoarea? Ascultați-mă, eu am fost 10 ani vicepreședinte la partidul ăsta. Nu o zi. Nevoit să trec acolo. În 2004, când m-a dat Stolojan afară, că el a plecat spre președinte acolo, spre Occident, și zicea că se întoarce mort și a luat Băsescu președinția. Un grup dintre noi n-a mai vrut atunci să susțină politica, că era de ultimă oră. Am voie, când muncesc în politică, să am și opinie, mai ales dacă opinia este a celor care conduc partidul. Cred că am fost suficient de explicit. PSD-ul. PSD-ul, iertați-mi, să mă ierte, foști colegi, sunt precum, cu ghilimele de rigoare, țiganii. Adică țiganii, dacă se bate între ei și apare un român acolo, să zică ceva, îl iau toți la poceală. Același lucru se întâmplă la PSD. La PSD se ceartă pe Ciolan între ei. Dar când li se pare că cineva lovește interesul general al lor, se unesc și toți dau în ceilalți.
la celelalte partide. Este o formă de organizare tribală într-o democrație disfuncțională. Exact. Și mi se pare modul în care au condus în ultimii 17-20 de ani foarte reușit, pentru că românii au tolerat acest lucru până la limita superioară sau inferioară, cum se spune, a oricărei răbdări posibile. Asta e firea noastră. Domnul Puiu, îmi transmit colegii din regie un mesaj pentru dumneavoastră. Da. Publicitate, îmi spun. Publicitate, stimați telespectatori, și revenim imediat. Școala Policială Sanitară Omenia Târgu Jiu, prima școală privată acreditată din județul Gorj, face înscrieri pentru specializarea asistent medical generalist. Se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Durata studiilor este de 3 ani, iar taxa anuală de 2.200 de lei achitată în rate. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 46, vis-a-vis de restaurantul La Rotaru din zona Piața Mică. Relații la numărul de telefon 0769924724. Școala Policială Sanitară Omenia Târgu Jiu, de 20 de ani pentru viitorul tinerilor. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjeni. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. La noi, la compania Succes, am adus cea mai modernă tehnologie. Pentru ca tu, indiferent de nevoile tale, să găsești cele de trebuință. Îți aducem lemn de foc pentru iarnă, gata tăiat și grătat. Livrăm atât în țară cât și în străinătate toată gama acestei industrii, începând de la lemn brut și până la chedestea, parchet sau mandal. La noi le găsești pe toate, la cele mai bune prețuri, pentru că suntem o companie de succes. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează admitere 2017, concurs de dosare în perioada 5 iunie-26 iulie 2017 pentru studii de licență și master la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Suntem cea mai bună alegere. Știați că un lucru greu poate fi transportat ușor? Dar asta numai cu profesioniști. Compania Succes efectuează servicii de transporturi grele interne și internaționale cu trailerul. Punem la dispoziția clienților trailere cu 4, respectiv 6 axe, cu lungime maximă de 23 de metri în ansamblu și o greutate de până la 67.000 de kg. Firmele interesate de transporturi gabaritice sau agabaritice, atât în țară cât și în străinătate, ne pot contacta la numărul de telefon 0745 659 306. Vă dorim transporturi grele cu succes! Măiță, tu n-ai spălat mașina. E, știi tu că n-am spălat mașina. Măiță, tu n-ai spălat mașina. N-am spălat mașina. Măiță, de ce n-ai spălat mașina? Uite, de-aia n-am spălat mașina. Speli imediat mașina. Ce faci, dragă, ai nebunit? Nu, dragă, speli imediat mașina. În orice situație și la orice oră, Spălătoria Succes te așteaptă să-ți facă o baie bună la mașină, să miroase în nou. Oferim servicii de spălare și cosmetică auto pentru toate tipurile de autovehicule la prețuri avantajoase. Personalul este calificat, iar produsele folosite sunt profesionale. Nou, Spălătoria Succes, singura spălătorie profesională din oraș, deschisă și noaptea. Succes, calitatea ne reprezintă, prețul ne recomandă. Ai un startup business? Ești o corporație care deja și-a format o renume?
Alături de nouă, ne folosim toate resursele pentru a te ghida spre succes. Spoturile publicitare create de Acces TV și Radio Omega pun în lumină afacerea ta, făcând-o să devină o adevărată vedetă pentru clienții care vor plăti bilet de intrare ca să se bucure de ce are de oferit. Noi punem preț pe primul impact și crearea unei legături între orice tip de client cu afacerea ta. Te așteptăm la sediul nostru din strada Alexandru Vlahuță, bloc 3, etaj 1, sau contactează-ne la numărul de telefon 0755 115585. O colaborare de excepție are un singur rezultat: realizarea unui proiect de succes. Descoperă eleganța. Spune da bunul gust. Alege tot ce e mai bun pentru evenimentul tău. Reușita acestor momente poartă o singură marcă: sala de evenimente Succes. Locul ideal pentru petrecerea celor mai frumoase clipe din viața dumneavoastră. Sunt disponibile două săli încăpătoare și elegante, iar prețul pe meniu este foarte accesibil. Sala de evenimente Succes. Vă așteptăm să petreceți o noapte de neuitat și să degustați preparatele proaspete și delicioase din bucătăria românească și internațională. Sala de evenimente Succes. Omul gospodar își cumpără vara sanie și iarna motocoasă. Fiabile și economice, motocoasele Stihl își datorează eficiența tehnologiei germane care le pune în mișcare. Detalii în magazinele Triton din Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3, parter, și strada Narciselor, numărul 39, lângă depozitul Max. În Motru, aleea Teilor, numărul 20, complex mijloc. Triton, scule pe ton. Alege și tu unul din pachetele noastre, artificii de interior sau exterior, la prețul pentru fiecare buzunar, și evenimentul tău poate deveni unul așa cum ai visat. Pentru mai multe detalii ne găsiți în Târgu Jiu, alea Bicaz, numărul 11, sau la numărul de telefon 0760408272 și pe site-ul nostru www.focuriartificiiprofesionale.ro. Calitate garantată, prețuri fără concurență. A revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu vicepreședintele PNL Gorj Dunopui Diaconescu și cu Ivan Nicolae, invitatul nostru permanent, așa cum v-ați obișnuit deja în formatul acestei emisiuni. Și înainte de pauza publicitară, începuse domnul Pui Diaconescu să ne dea unele explicații pe marginea anumitor strategii politice de culise, departe de ochii dumneavoastră. Dar zic eu că în momentul în care se află aici la noi în studio, nu mai există strategii de culise, există doar strategii publice pe care vi le prezintă dumneavoastră. Așa că culisele să le facem publice. Categoric, da, știți că eu am fost un om care întotdeauna am avut puterea să spun și lucruri care nu se prea spun de multe ori. Păi sunt cam mulți muți pe acolo prin PNL. Și să solicit colegilor mei să luăm măsurile care se impun. După 27 de ani în care singurul partid care a condus este la guvernare astăzi, rămân stupefiat de multe ori când se încearcă să spună, știți, vinovață sunt ăștia. Care ăștia, bă? Dacă noi n-am fost niciodată la buton, cum noi? Domnul Pui Diaconescu, dacă stați puțin. Noi, da. Este o strategie de manipulare și dezinformare foarte bine pusă la punct. Știți foarte bine că în lumea politică funcționează aceste tipare de comportament în mediul social. Nu există numai campanii de promovare, numai campanii pozitive. Există și campanii negative, există și campanii de diabolizare. Și să vă dau un exemplu de ce înseamnă o structură de partid foarte bine organizată, care acaparează o administrație publică locală și o administrație publică județeană. Situația județului Dolci și a municipiului Craiova. Lia Olguța Vasilescu, fost primar al municipiului Craiova, actualmente plecată ministru al muncii. L-a desemnat pe un om de casă, Mihai Genoiu, care actualmente a câștigat primăria municipiului Craiova. PSD-ul deține toate structurile de forță în primăria municipiului Craiova. Ion Preotasa, PSD, președintele Consiliului Județean Dolci. Claudiu Manda, omul cu combinațiile din umbră, senator, Partidul Social Democrat Dolci. L-a numit, atenție, pe fratele lui,
administrator public al orașului Craiova, city manager, fratele senatorului Claudiu Manda este administratorul public al orașului Craiova. Așa se deține puterea și se monopolizează. Nu, ce faceți dumneavoastră aici de... Avem primar, hai să plângem lângă el. Acum, trebuie să vă spun două lucruri. Ia mai spuneți-ne două lucruri, ia. Și vă repet, partidul n-are voie, așa, din punctul meu de vedere. Eu, Vâlceanu, birou politic, se intre în actul administrativ al primarului, chiar... Lăsați-mă cu poveștile astea, vă rog eu. Nu sunt povești. Domnul Diaconescu, acțiunea de lobby este permisă. Eu nu mă refer la o imixtiune ilegală, o imixtiune la marginea legii. Eu mă refer la modul politic în care se conduce o administrație. Punct. Nu mă refer la fel de fel de șmecheri sau combinații. Ce am cerut și la ultima ședință, i-am cerut primarului nostru să aplice în tocmai legea. Să aplice legea. Dar nu, nu vă speriați. Știi de ce dă și cozile de topor în el? E fricos, nu o să dea bani niciodată nimănui să facă. Băi, ce ați face? Uite-te la mine că domnul Asa așa. Vreau să spun o chestie. L-aș lua pe George Romanescu de la ITM, pe cuvântul meu, domnule, și l-aș spune city manager, manager de oraș, hai să înceapă lupta. Asta ați face, pe cuvântul meu, domnule. Nu pleacă, mă, stă pe scaunul direct, hai să vin să. Dacă ce? Dacă l-ar pune mâine... De ce nu spune să până la lucrul Marcel mai degrabă? Toată presa a servită. Și care e problema? Așa. Cât să latre și ăștia, latre cât sunt, li se bagă în gură ceva, că după ce se mai bagă în gură, nu mai latre. Dar voastră este foarte bine, că nimeni nu poate să fie mai bun decât cel apropiat de tine. Și în același timp... City manager, nu știu, în aparatul de consilieri, șef de cabinet, nu știu, să vrea să-l pun acolo. Eu l-am propus șef de cabinet, nu, n-am spus și eu aseară, Caragea. Da, Jule, da, v-am spus, oameni de formă. Astea sunt chestii de utopie, Paul. Nu, mă, nu spuneam așa, ca să vezi că, de fapt, nu interesează pe, pe Caragea post de... Pe el îmi interesează coada de topor și dă-i și dă-i și dă-i, dar nu știu de ce, păi că n-ai niciun rezultat. Păi și mâinile cui este această coadă de topor? Păi mâinile lui, la... Uitați ce cred eu. Nu este o unaltă? Dacă e unealtă? Da. Păi e unealtă, vă dar spun ceva. Cel mai mare rău și l-a făcut. Îți dau scris dacă se alegeri peste un an de zile, Caragea nu mai sare de 500 de voturi. Deci nu mai sare, că gata, el s-a deconspirat pe față. Nu l-a interesat, bă, niciodată să construiască ceva. Opinia publică, păi, da. Deci eu te apropii, mă, și tu să ajuți. Ajută-mă dacă ești bine intenționat. Nu veni la mine să-mi vinzi vrăjiri din alea cu ce face numai trimiteri de toate felurile. Lasă-mă cu astea, că astea le-am fumat de la 14 ani. Deci părerea mea este că... Pune osul și împinge și atunci da, mai convins, să spun sincer, oricând, jos pălăria. Am ce să zic. Fantezii, ce spui tu, da? Păi de ce, Leo, sunt fantezii? Ce, mai are tot ce-i trebuie, mă, ce-i trebuie lui altceva? Ha, bă, vino și vorba aia mută într-un fel, sănătos, constructiv și ai arătat că vrei să faci ceva. În momentul în care să te ziua, bună ziua, să arunci și minte de rupe. Ca să știți public, du-te și poate mă zici judecată. Bă, rupe, nu, intoxică, la... mamă cât minte. Bine? Încă o dată spun. Îți mai spun încă o dată? Nu mai spune, lasă-mi suficient. Îți spun până în seară dacă vrei. Intoxică, băi, frate, deja m-a obosit pe mine, m-a extenuat. Și eu, la un dat chiar te spun sincer, te obosește. Se duce la toată lumea și face tot felul de-astea urâte. Astăzi stătu cineva de vorbă cu mine și îmi povestește niște chestii de spun sincer, îmi scui pai în sân. Uite, poftim mesaj din Anglia, stai că țin după WhatsApp, ți-l arăt. Bă, țipă toată lumea și eu nu mă apuc să dau cu joadă, altă ziua, bună ziua. Bă, dacă îmi văd că... Și asta mă ordenecaz. În față vorbești una, în dos faci alta. Subiectul acesta tu îl iei prea mult în calcul. Asta este problema. Păi de cineva vreun Sibiu cumva, îl bagă frumos ca la... Ca la în momentul în care îl tratezi cu indiferență și cu nepăsare și îl dai complet deoparte, subiectul acesta nu mai există. De ce să tratezi cu nepăsare? Cred că îl invită în presa, îl cheamă să vorbească. Nu te-l invit și eu aici o dată. Mai multă atenție. Leo, uite-o spun public. Îl o dată meni și una tine aici, uite aici. Exclus, din punctul meu de vedere. Ce să spună? Nu știu ce vrea. Îi spun public să vină, da, să-mi trimită un desfășurător cu ceva să vorbească și ulterior. Nu, orice poate să vorbească. Din orice poate să vorbească, sau altfel formulat. Orice putem vorbi. Hai. Ivane, noi ne care sentate și hai să vorbim. Bine, mă, ial, domnul Caragea, la invitația domnului Ivan, sunteți așteptat în studio. Bine. Ești mulțumit? Da. Domnul Puiu. Domnule, eu cred că subiectul Caragea este un om care nu știm la ora actuală, care a vrut să candideze. A candidat, cum a vrut? S-a exprimat bine, mie mi-a plăcut. A vrut să candideze. A fost o intenție. A vrut să fie primar, poate am greșit în exprimare.
Sigur, eu i-am spus. De regulă știți că din punct de vedere psihologic, până actele ratate, oamenii spun adevărul. Dar continuați. Eu i-am spus atunci că n-am văzut aproape pe nimeni în țara asta câștigând alegerile independent. M-au mai câștigat, da. Foarte rar. 7 milioane de motive să nu câștige avea. Eu spun sincer, apropo de ce spuneți asta, eu am avut doi oameni, haideți să încheie subiectul, care mi-au plăcut campania electorală. Marcel Romanescu, sincer, și o apariție inedită în peisajul politic georgian, Gheorghe Caralicea, tot candidat independent, dar mi s-a părut modul în care s-a comportat acest om și limbajul pe care l-a avut total în... Deci nu a avut legătură cu politica asta pe care l-a practicat-o și neapărat. Da, mă, dar a fost bun. Eu ți-am spus încă o dată, eu știu ce mă raportez la toate categoriile sociale. Caragi a fost bun pe zona lui, ți-am zis, niciodată nu o să negă asta. Dar ai văzut cum este problema o țigară pe care taci repede într-o dată din ea și se termină. Păi eu asta nu înțeleg acum. Știi de ce sunt eu revoltat? În campanie spuneam, ajunge primar Romanescu, îl mănâncă șacalii ei acolo, șacalii pe care Caragi îi cunoaște. De ce nu te duci să-l ajuți? Eu asta mor de necastul. Deci atunci e clar, mai convins. Faci joc cu realtura. Am terminat. Pentru mine că nu mai ești tu și nu ești țeavă, am încheiat discuția. M-a acuzat pe mine că fac eu. Tai să-mi pice mie, să vezi ce dau eu cu ei de ieșiră. Vino cu așa, de concret. Cu aici. Și dăm cu ei de pământ cu toți. Și noi. Pe mine mă interesează... Toată lumea a dat. Bum! Și gata. Haideți să punem stop acestui subiect. Pe mine mă interesează Marcel Romanescu când va ieși din Corzi, de unde stă în momentul de față și încasează... Este ieșit. A stat în Corzi, nu, în mod intenționat, în gardă, bine a jucat. Eu am înnebunit la un moment dat, n-am înțeles la început, după care mi-am dat seama că, na, capeți informația și îți dai seama de ce e vorba. De ce a jucat, nu m-a așteptat, pe m-a șocat. Bun, tu ai o ipoteză, eu am o altă ipoteză. Ai văzut la box în momentul în care un boxer ăsta profesionist încasează câțiva pumni, dă-o vreo câțiva ca lumea serios și pare că n-are nimic, merge 3-4-5 secunde și după care pică jos daună totală. Da, eu am mai văzut și chestia cealaltă. Știi, fără arbitru să-l numere și atunci le-a pe celălalt. Buf, mort, perversa de Petru Bunga se numește. Asta a făcut Marcel. Da. A stat, a încasat, a dat una omorât. Uite. Nu. Marcel Romanescu a avut la un moment dat și oarecare frică. Păi... Trebuie să vă mărturisesc. Că începe mi-ar cu frica, cu intimidările. Nu, așa. A văzut că nu are susține din exterior, are problema. Și în momentul în care a simțit că lângă el sunt și oamenii, niște și oameni de și populația, a ieșit. Vreți să vă spun lucru? Ce a transmis Marcel Romanescu șefilor de servicii? Sănătate care și multă virtute. Sănătate și la, cum să spun, la Jilava. Eu nu vă iert pe niciunul. L-a spus asta textual? E, uite, sau l-a luat așa ca un profesor universitar și l-a păturit-o, știți? Mai pe credință așa, tradus de mine, cam asta le-a transmis. Acolo nu vă iert pe niciunul. Și acum vă spun de ce. Păi, nimeni nu i-a cerut lui Marcel Romanescu să caute vinovatul. Că ăștia au zis că partidul a sărit pe ăla sau pe ăla sau pe ăla. Să caute vinovatul care i-a dosit dosarul timp de 18 zile. Și la ora actuală, Marcel Romanescu, trebuie să vă informez pe dumneavoastră, pe telespectatori, pe opinia publică, caută prin Comisia de Disciplină, conform legilor țării, că nu poate să zică cum a sunit. Eu sunt primar, eu sunt pesedist, la mine e puterea, cine ascultă, vă dau afară. N-ai cum să faci asta după lege. Și atunci, dar sunt convins că mulți învățați la jimugă și de aia, nu de-aia mic așa, fâțe, de-aia crăpișori mari, vor pleca singuri de la primăria Târgu. Am această convingere. Marcel Romanescu a trecut peste pragul în care a fost intimidat, peste pragul care a fost amenințat și deja este cu picioarele pe pământ. Mare nevoie de ceva. Încet, încet, din personalul, pentru că trebuie să vă spunem ceva, au fost induși în eroare când li s-a spus oamenilor, vă dă ăsta afară, că vrea să-i aducă pe lui.
Păi de unde să-i aducă pe lui? Ăștia sunt funcționari publici, marea majoritate. Sau chiar personal contractual, dacă este. E cu examen, dau un statut, nu e așa liep ăsta de aici și spui pleacă. Domnul Pui, hai să simplificăm discuția, să înțeleagă și oamenii despre ce e vorba. Când ești primar unde ești, faci bani. Oamenii tăi fac bani. Cu Romanescu nu faceți bani niciunul, ca să știți. Nu face bani nici mamă sa, nici frațul, nici eu, nici el, nici nimeni. Dar a povestit nici atât. Nimeni nu va face bani. Asta e, nu se vă intereseze niciunul. O să fugiți toți de lângă el, că nu aveți ce căuta acolo, că vă duceți după cașcaval. Și când țipați și dați cu trâmbița tot, cașcaval vreți, vedeți mai bani, 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 bani. La săpat cu voi la muncă, că nu o să vedeți bani de la asta, câte zile trăiți voi? Nimeni. Vedeți, am spus o vorbă ieri, dacă îl culci acolo pe rolul primăriei, mai spus ce cel mai fricos om, asta o spuneam în decembrie, băi, ține minte ce spun, este cel mai fricos om care l-am văzut. Și atunci, ce se întâmplă? Nu faci bani cu el în viața ta, îți aplică legea și îți rupe picioare și te la pușcărie. Și la pușcărie să vă duceți. Eu nu știu ce bani trebuie. De ce bani vorbiți? Ba, eu știu ce, nu, eu știu practica din România. Stop. Vorbim de practica care a funcționat în România în ultimii 27 de ani. Scurt, banul public s-a furat permanent. Nu știu, eu sunt politician și nu trăiesc din bani public. Și eu nu sunt prost. Foarte rar am avut un contract în școală. Nu vorbeam de dumneavoastră. Așa. Pe mine mă interesează că știți foarte bine ce înseamnă politica, domnul Pui. Haideți să ne mergem după degete. Eu știu ce vorbiți. Dar la ora actuală sunt contracte făcute. Adică ne supervizez, mai ce să mai face alora. Exact. Ceea ce trebuie să facă Romanescu așa este să să fie transparent. Să dea drumul la facturi când intră în primărie, ordinea exactă, ori factura asta lucrurile așa, să o pună public, tot ce se vadă. Aveți dreptate. Să transparentizeze 100%, bă, oameni buni. Ai intrat factura pe 30, pe 30 la viitoare, să știi că e un bătut. Știi care e cea mai deranj pentru ăștia? Când tu vezi pe geam la ei înăuntru ce fac, ăștia gata, se bolnăvezi de inimă. Bă, toate instituțiile, nu vorbim numai de primărie. E simplu, mă, că au ceva de ascuns, dacă n-ar avea nimic de ascuns. Cum să ne dăbăte ascuns, că ne-i fură tot timpul? Hoții ăștia fură de o viață, mă ia turba aici. Ce este? Cum îi oprim să nu mai pune? Ne uităm la ei. Ai cum să-ți fur portofelul dacă te uiți la mine, că mă prins de mână. Păi exact. Ne uităm la ei toți. Și ne uităm la ei. Cum ne uităm la ei? Dându-ne afară contracte, facturi, tot licitând transparent. Păi da, uite, mai spus cum e cu seapul ăla, știi, când dau la pește numai cu un singur vierme. Mai schimbăm umeala. Cu noi că te vedem, venim peste tine acolo. Păi, nu merge. Eu zic că Marcel Romanescu a înțeles lucrul ăsta. Va înțeles că n-are cum să-l înțeleagă, e logic. Dacă nu-l înțelege. N-are cum să-l înțeleagă. Spune că l-a înțeles sigur. Cum ce nu înțeleagă? L-a înțeles 100%, zic. Păi, dacă l-a înțeles, trebuie să fac așa. Și atunci, dacă ești bine intenționat, mă atac ca omul, susții? Eu da. Da. Eu care sunt terț, îl susțin la fel. Dacă lucrurile merg în ritmul ăsta, mă bagă Dumnezeu Sfântul de a-l susțin oricând, nu-mi trebuie nici un serviciu de niciun fel. Și atunci cine nu susține și se pune tot timpul la doua și caută cârcote, cine este ăla, mă? Să subliniem încă o dată, apropo de lucrurile astea, tu nu vei fi niciodată în aparatul primăriei sau în structurile conexe. Da? Ți-ai angajamentul ăsta, da? Eu, Ivan. Da, pe asta să subliniem. Eu m-aș duce mâine, uite-te la mine ce spun. Mâine, eu, Ivan, dacă m-aș dus acolo, nu știu, ori mâncam jar, ori mâncam teșghele, ori se întâmpla ceva cu ei. Dar nu mă duc, îți dai seama, nu mă duc din alte motive. Am un istoric, îmi fug de el, că mai întâi ca voi de 1000 de ori. De 1000 de ori. Dar nu mă duc. Același lucru subliniez și îl reiterez și nu mă duc, că nu am nervi ca să înțeleg. Nu mă vedea nici pe mine niciodată în aparatul primăriei sau în structurile conexe, pentru că sunt foarte multe informații care vin și spun oameni de fapt care dezinformează și fac propagandă pro Khmerii Roșii și spun, înseamnă că Ivan și pe Filip o să-l vedeți pe undeva pe la primărie, până funcție. Ce? De mă, asta e mult. Am zis ca și o profesională, nu mă duc nicăieri, ca să știți. Și dacă nu mă duc undeva în astfel de structuri, nu mă duc pentru că nu am nervi necesari. Nu am nervi necesari să mă mințiți, să-mi spuneți mie povești, te-au la palme. Dar te-au rău de tot. De pleci pe scări în jos ca mingea aia. Și asta este. Am încheiat activitatea mea probabil în sistemul bugetar, unde îi prinde hoți. Acum, ce trebuie să mă... Aia care sunt în general la nivel mai înalt, pentru că în general aparatul administrativ funcționează foarte bine. Eu am văzut oameni de o integritate și de o probitate rară întâlnită, dar trebuie să mai spun de 1000 de ori că capac... și oare cea de birosurații care muncea la nicio treabă. E așa salariul pe care și-a propus, vă rog. Vă aduceți aminte că într-a doua săptămână de campanie, la sfârșit, s-a lansat pe undeva pe la spate un segment de presă că Puiul Diaconescu trădează pe Marcel Romanescu. Și a venit la dumneavoastră și v-a rugat. A spus, fac o acțiune. Nu știe nici președintele partidului, nici structurile celelalte. Voi chema toți primarii. Da, că eram la o altă televiziune. Da? Mă recunosc. Vă aduceți aminte? Da. Bun. Dule, vă spun un lucru.
E adevărat că în partidul nostru și în toate partidele sunt și oameni care își văd doar interesul propriu și ar lovi pe oricare de lângă el. E mai e și adevărat că nimeni nu muncește degeaba pe niciunde. Fiecare trebuie să aibă un interes. Că dacă n-ai un interes, de ce să te duci să cheltuiești banii din buzunar? De ce să faci muncă politică? Eu, Puiu Diaconescu, am ajuns la o vârstă la care fac muncă politică ca așa vreau eu. Și dacă ar trebui să o fac în interesul familiei, ar trebui ca mâine să plec de la PNL, să mă duc la ALDE, ca fiul meu să fie director. Pentru că postul acum, ca să nu zică că e al PSD-ului, de la direcția copilului, l-au dat azi noapte. Pe negocieri politice. Așa. E pregătit pentru o doamnă care a fost la OPC, din ce am auzit. Exact. Și are origine către ALDE. Vă spun ceva. Eu nu sunt consilier. Și ne întoarcem la vorba mea. Eu nu sunt consilier județean. Nu sunt, nu am vreun câștig politic. Dacă aș fi un om de nimic, înseamnă că eu, care lipsă de modestie, am totuși forța politică, ar trebui ca dimineață să-l sun pe Dian și-i spun, auzi mă, nu mă vrei pe mine la partidul tău să-l pui pe fiul meu. Ei, uite, nu voi face asemenea lucruri, dar nici voi accepta ca să fie o bătaie de joc. Și acum înțelege ce nu e progres. Uite de ce nu e progres. Da. Numirile astea, zici tu că țin pe loc tot ce înseamnă progres. Pam! Și dezamăgesc grav de tot tinerii. Și aici facem abstracție că e Laurențiu Diaconescu implicat în spectacol. Nu, lăsăm deoparte. Nu, noi și mutăm. Vâlceanu vis-a-vis de acest subiect în conferință de presă și modul în care se trag semnalele de alarmă. Nu mai o să apreciez când am Vâlceanu să duce și face și un amendament. Băi, inițiați un proiect, bă, faceți ceva. Chiar dacă vine respingă aia, să vadă lumea. Uite, bă, s-a bătut cu ei în Parlament. Cu vorba mea, aruncă-mă cu teșgheaua după ei pe acolo. Faceți, bă, ceva, că legea e problema, Leo. Concursurile astea sunt făcute, spun sincer, bă, pliate se pun, știi cum? Pliate pe cine vor ei. Dacă ei vor să te pună pe tine mâine directorul undeva, o să spună că trebuie să ai o sprânceană mai sus, începutul de chelie și un dinte lipsă aici. Dau un exemplu, tu nu ai. Sau ceas la mână, uite, poftim. Și gata, ai câștigat concursul. Ce-a bă, nu se poate, asta e bătaia de joc de pe care, ceva, sincer... Partidul în care am făcut parte, da? A avut la un moment dat și a votat în congres și în astea. Nimeni care are un dosar penal să n-aibă funcție politică tocmai pentru a nu obstrucționa legile țării. Păi știți ce am făcut? PSD-iști s-au strâns toți hoții și i-au pus acolo și noi i-am dat afară pe ăla la Bacău. Pe-ați fost la așa. L-am dat pe Blag afară, care era un bun organizator. Ia că zic că zic că era un bun hoț, era să cadă de pe scaun. Așa. Bun organizator, o fi fost și hoți da, de treaba lui. Nu am ce ai, nu. Dar, până una alta... A fost o întrebare retorică. Așa. Dar până una alta, l-am fi putut și noi ține ca pe Dragnea. Să ne crească procentele, nu să-i spunem să plece acasă. Cea mare greșeală care a stat partidul ăsta. L-am tras pe Orban la o simplă reclamație pe dreapta și n-a mai candidat la București, ca după aia să vină curtea sau în alta curte să zic că e nevinovat. Să l-a chită și nevinovat. Că este nevinovat. Acum vă întreb un lucru. Au fost greșeli și totuși dacă legea presupune că este prezumția de nevinovăție. Sunt de acord și eu cu asta. Moral, trebuie să faci un pas înapoi. Dar nu-i spui hoț până la condamnare. Întrebare de 100 de puncte. Ce facem când procesele durează 7 ani? Păi... De fel, la noi de prezumție. Sau mai mult punele, da. Amă, lasă-mă, nici așa. Păi uitați... Vezi, iar ne întoarcem legea... la un sistem bolnav, nu, putred, păi uitați, legea funcționarului public. Așa? Se specifică că conducătorul, da, trebuie să-l suspende din funcție pe cel care este... cum să spun, a început urmărirea penală. Și poate influența ancheta sau poate influența martorii, la ce te referi, nu? Ar 7-7, parcă. Așa. Păi asta era valabil și la Rotaru. Păi, era, da, și la Rotaru.
Bine, acolo e o chestie mult mai delicată, știi, încă se mai joacă acolo. Și atunci... Mai sunt surpriză. Și atunci vă spun lucru. Dar din păcate, eu uite ce se întâmplă. Cei care păstoresc puterea în România și sunt majoritari, pentru că așa a vrut poporul român să dea cu stampela. Poporul n-a știut ce vrea niciodată. A fost manipulat. Păi, dar normal că a fost manipulat. Păi vreau să vă spun. Da? De ce? Eu mereu spun chiar dacă se supără de la Crasna pe mine. Așa. Mereu îl întreb pe Vambu câți mai la asistență socială. 700, 300, 500. Zice, Neapule, te rog eu frumos, nu mai spune asta, că nu mă mai votează ăștia. Vorbesc de comuna mea. Da. Gândiți-vă că procedeul ăsta comunist... Este o practică. Așa. În care... Înfometezi omul și după aia controlezi. 400. Mai ieftin. Asta e ideea pe care merg. Vezi? Orice comună are 300-400 minim. Mulți cu 3 voturi, înseamnă 1000 și... Păi pleacă ca și cum pleacă pe tiburi, taxi, cu 5 lei, numai că pornea motorul. Așa că, cum vrei, noi vorbim de democrație. Ce democrație în țară? O falsă democrație. Este? Da. O falsă democrație. Da. Și mai proastă, comuniștii au făcut multe rele oamenilor, dar au avut și lucruri extraordinare. Știți care? Toată lumea era egală. Făcea excepție. Mai era așa, făcea excepție, dar nu halul ăsta, cu un rău. Acum a dispărut casa de mijloc. De ce nu spui asta? Și... Dar toată, domnul Pudeacoscu, toată infrastructura care există, cea rutieră, cea feroviară, mijloacele de transport și așa mai departe, flota acesta mai e, flota auto acesta mai îmbunătățit și flota feroviară, nu beneficiem de tot serviciile și infrastructura dinainte de 89, ce au făcut ăștia? Unde sunt autostrăzile promise? Unde sunt aeroporturile? Da. Unde e industria de care n-a mai rămas nimic? Nu vorbim de aceeași moștenire preluată de ăștia și care i-a făcut milionari în euro. S-a furat în stil mafiot la nivel de prim ministri de guvern. Ce ai păzit neapuile în 90, că ai fost un politic mat atunci? Eu eram un puțoi, aveam 15 ani. Am strigat. Eu nu mai spun că eu făceam bastonașe la școală. Vreau să vă spun lucru. Ce-am făcut dacă am strigat? Copiii mei n-au avut loc pe niciun de șefi decât de executanți. Puiul Deaconescu n-a avut om de afaceri niciodată un contract pe undeva, că am fost incomod, că până la urmă sunt om de afaceri și eu. Aici a fost problema, de fapt. Anii 90, primii 5-6 ani după Revoluție, de-aia am spus că Iliescu a distrus tot. Dar a venit ciorba după aia. Știi că și-a venit la fel, tot, privatizând-o cu un leu. Alt nemernic, s-a dus totul. S-a dus totul pe râpă. Și acum ne uităm după 27 de ani ca Milogin Traistă și ne mai... Acum știi că ai singura supărare, că suntem și proști. Păi uitați-vă un lucru. Trist, dar adevărat. Sărași, dar rămas și cam proști. Instituțiile statului... Nu te pot contrazice cu nimic. Pe noi cu ce? Domnul... Da. Instituțiile statului... Da. Au coalizat cu mafioții. Au greșit grav de tot. Când politicul ți-a băgat ție, indiferent ce instituție ai fi a statului și ești organ de control sau indiferent, mergem și dăm cu subiect predicat, că-i SRI, că-i SIE, că-i SIPI, că-i judecător, că-i tribunal, că-i parchet. Și când ți-a căpușat acolo și ți-a pus liderii, înțelegi, și ușor, ușor, după aia încă 2, 3, 5, 6, 7 oameni, ușor, ușor te-a cam curățit. Ți-a rupt picioarele. Și-a știrbit tot ce putea să știrbească. Și atunci cine mă mai apără pe mine? Gorjul mă apără. A avut 5 ani. Instituția numită DNA. Da. Dumneavoastră știți că în 5 ani n-a fost niciun corupt. Nu s-a fost niciunul. Păi știu. Știți? Da. Păi și atunci... Trebuie bilete peste stradă. Ce-a făcut? Instituția asta. Da. Ce-a făcut despre corupți? Pentru că n-a fost niciunul. Dar să... În anii ăia... S-a lichidat cea mai fost economia județului. Pentru că a venit francezul. Cine trebuia să-l urmărească contractul? Decât cei care conduceau județul și, mă rog... Lăsați că acel fond al proprietății de stat a avut o politică criminală, între ghilimele, de regulare, din punct de vedere economic. Deci FPS-ul ce a făcut a fost ceva îngrozitor. Totul a fost făcut numai ca să poată curăți. Da. Și s-a furat masiv. A zis așa... Cam văzut eu contractul ăla. Bârsește o a doua unitate ca mărime și ca producție din Europa.
condamnatul de Lianț și Azbocimen. A venit francezul și a zis 10 ani mențin toată forța de muncă și voi moderniza prin investiții fabrica și liniile de la Bârsești. Da. Da, le-a modernizat după 2 ani. Le-a tăiat și le-a dus la fier vechi. Păi dacă te-ai dus omul politic și ai spus, bă, dumneata, e sănătos la cap, bonjour, seara, sau bonsoir, cum zice, ești de la până la cap, cum să faci să modernizezi? Domn francez, la noi merge cu șpaga, domn francez, fii atent cum facem. Nu mai băgam a ta 20 de milioane de euro, domn francez. Dă-mi eu 1 milion, taie fierul, vinde-l de aceea și gata, așa s-a făcut. Păi nu s-au dus ăștia că le-a făcut direct la nivel de prim-ministru, cu unitățile ce le spunea domnul Leu, fondul proprietatea. Restul n-a avut voie să vorbească nimic despre economia țării. Roman a zis... Un morman de fier veche pe industria României. Da. Mi se pare fabulat acea de asta. Întrebare. Ce zici, dacă ar fi fost generația de acum, care sunt acum în anumite funcții în sistem, în 1990, cu mintea de acum, mai ajungeam în situația asta? Eu cred că era mult mai rău. Eu zic că nu. Vă spun ceva. Doamne, cei care sunt acum, vorbim de Liviu Dragnea? Nu, bă, omule, nu înțelegi. Dar de cine? Nu mă refer la generația asta, ți-am zis ție, 30-45 de ani. Ăștia sunt care cei mai citofi, crede-mă, ascultă-mă ce spun, ăștia sunt care reușesc să creeze un echilibru, că dacă n-ar fi ăștia, ne-ar mânca de tot. Auziți? Neapuie cu el, neapuie, hai că arăți cam atac, crede-mă că sunt cei mai periculoși pe fața Pământului. Și da și nu, vreau să vă spun ceva. Spune. Păi, mulți n-au mai învățat carte ca asta în școală. Cel care avea liceu pe timpul trecut era valabilă cu cea mai dracu facultate. De fapt, nu 80% din dascălii României la vremea n-aveau facultăți. Erau oameni absolvenți ai cu studii medii. Cine a ajutat la toate astea? Așa. Cine a încurajat, domne, toate astea? Cine? Să-i îndobitocim pe ăștia, să-i facem mai proști decât i-a făcut mama natură. Știți cine? Cine? Aceea revoluție care n-a fost. Iliescu n-a venit cu gânduri de capitalism. Bine, Iliescu a fost un stalinist clar, dornit de răzbunare pe Ceaușescu, că ăla l-a oprit la un moment dat din urcușul lui, pentru că a fost secretarul general al Uniunii Tineretului Comunist din România. Și totuși el a avut suflet mai mare decât el. Nu l-a dat jos de tot. Bun, hai în gorj. Ce ați înțeles în ultimii 15 ani, poftim de... Păi, din județul nostru. După primele mandate au intrat nulități. Adică nulități ca oameni. Nulități ca și conducători. A, și politic vorbim și instituțional. Și politic și instituțional. Exact. Nulități, zero. Nulități. Corect. Așa. Care, doriși din avuțire, au venit, iertați-mi expresia, cu o pinci și picioare. Și acum, probabil, au bani îngropați, puși prin damijeni, eu așa zic. Prin ăștia, pentru 10 generații. Corect. Și, se și nu poți să-i scoate. Că mor de foame. Dumnezeu să vă audă. Și să muriți de foame. Și eu zic de foame. E o maximă ipocrizie, într-adevăr, și nu știu ce e mână pe acești oameni. În afară de această lăcomie patologică, zic eu, oarecum bolnavă vis-a-vis de dorința asta de îmbogățire rapidă, până orice mijloace, călcând în picioare interesele oamenilor, lăsându-i fără locuri de muncă, trimisându-i la muncă în străinătate, în momentul în care omul ăla e rate la bancă, nu știu, își plătește ratele la o garsonieră, la un apartament, la o casă, la o mașină, fiecare după cum poate, la o mașină de spălat, la un televizor, la mai orice, și în momentul în care îi tai finanțarea și îl lași fără loc de muncă, de ce lași fără loc de muncă? Pentru că ai tras la sfoare acolo și ai făcut totul în interesul tău. Nu te interesează deloc nici că unde e aceea omenie, unde e aceea iubire de aproape de care vorbeam? Ăștia sunt o bagiocură la adresa noastră. N-au așa ceva, spune. Nu am nicio treabă cu asta. Nu e interesant. Aș fi curios dacă au măcar o minimă mustrare de conștiință. Pentru că aceștia mai lipsiți de scrupule și modul ăsta dictatorial, samavolnic de a conduce, se va întoarce până la urmă cu certitudine împotriva lor. Să uităm un lucru, că tot ceea ce faci în viață se întoarce ca un bumerang împotriva ta. Nu vreau să filozofez prea mult, nu vreau să fiu patetic, nu încerc să fiu dramatic, vreau să fac o simplă constatare vis-a-vis de mârlăniile pe care le-au făcut. Știi vorba, cum mai zic, că s-a schimbat doar cuțitele și furcuițele, știi, când împar tortul și mănâncă. Politicul, grupurile de interese, șef de instituții, toți acolo la masă, ei, de concentrați. Bravo. Nu, acum nu mai schimbă nici alea, spune ce-a făcut. Vin cu altele de acasă direct și pun acolo toți în jurul
tuciului și crapă în ei. Nu interesează, vă spui, de mustă de conștiința ăștia. Cine conștiința? Deci, domnule, dumneavoastră credeți că americanii, care nu te ține mai mult de două legislaturi, nici în Parlament, nici la președinție, nici într-o funcție de conducere, chiar și Ceaușescu practica modelul. Bineînțeles, de americanii s-au găsit sângele în cap, că și ei n-au trimis un magnet aici, ne-au luat bani și au plecat. Ca la nebuni, toți ne trăfăle și ne fură, dar puținii proști. Domnule! De ce? Păi vreau... N-avem gard, n-avem alea, ce n-avem, spune? Noi avem minte. Nu, suntem proști, dar, dar ne-am vândut. Aaa, pentru că vânzătorii am fost de mici copii noi, din istorie, dar ne întoarcem în timp, asta mai capre. Păi, și capre vă că stăm și acum. Păi oamenii, de ce ne-ar folosi? De ce ar munci? Păi da, mă, dar se certe pe tine Occidentul care să te belească mai tare, care să te, da, am zis bine. Adică care să te, da, care să te ciurească mai tare. Cred că așa au făcut ăștia, jur după 90. Au zis, s-au uitat așa, rusul a zis, bă, vreau aia, că au venit pe la Reșița aia, știi, s-au fi pe acolo. Și au luat tot ce au vrut. Da, tot ce au vrut. Au luat, și o petromul, de-l și pădurile ni le-a arsuit ultima dată acum, asta a intervenit așa, cred că ăștia forest, nata de plată. Vezi că mai avem ceva ce, 7 milioane de chituci, dă-i încoace. Americanul și el trimise un Bechtel hâț pe locaș și plecă și ăla, după aceea mai vine două avioane de la de ține cum ăla de aripă pilotul, să nu cadă aripă aia bani și aia. Atent un pic la limbaj, pentru că te grăbești la limbajul pe care ai folosit, te-ai legat de Bechtel. Bechtel știi foarte bine, este compania CIA-ului cu care iese în afara granițelor Statelor Unite. Dar nu ai probleme cu superiorii. I-am spus, Ivane, vorbește liniștit că banii s-au dus, iaba din burta face, nu mai caută nimeni. Auzi cum zicea la pe vremuri, ai grijă să nu soară roata de rezervă de la, la mașină. Așa. Ia te aude caragea, spune că merg cu bicicleta, ia spune roata de rezervă, iară, vai de capul. Cine te poți să stai ia de biciclete, de mașini, de... Nu știu dacă e vorba de roata de rezervă aici, cât e mai degrabă de bani ăștia publici care au fost bagiocurenți în detrimentul comunității și în profitul la câțiva jmecherași de ăștia care s-au... Numai ei, pentru liniștea lor au făcut asta. Și liniștea lor pentru patologia ale cu o mie de care, de, pe care o deține fiecare cu vârf și îndesat. Dar vrei să spun un lucru? Fără local, ți-a mai soție, fără pilonii ăștia din județ, din teritorii, nu stăteau, bă, niciodată. Da, nu stăteau niciodată. Nu stăteau de obținerea profitului, aici, pe asta se bazează, exact. Aici e problema. Ai perfectă dreptate. Ăștia i-au susținut, i-au cărat în spate, știi cum, și uite cum stă acolo sus, pe jilț. 5-6 cretinoiți care joacă cu... Domnul Pui Diaconescu, dacă n-ați fi făcut politică până acum, să facem abstracție de viața și de trecutul dumneavoastră pe care l-ați avut, ați alege PSD-ul sau PNL-ul? MP-ul, e Nicu Davițoiu acolo. Cred da, că... chiar prietenul dumneavoastră Nicu Davițoiu, salutăm, domnul Davițoiu, sănătate! Cred hai, că... că vin eu! Vine, da, vine Ivan! Cred că dacă... N-am ghete roșii acum, dar o să-mi iau. Cred că dacă n-aș fi îmbrățișat acest microb numit politică, păi să vă facă dragul ăștia vreun vaccin ceva. Aș fi fost un om mai liniștit. Ziceți PSD-ul sau PNL-ul sau Mișcarea Populară pe care a băgat-o acum Ivan la înaintare? Niciodată nu trebuie să spui unde duci. Că de multe ori... Nu, a făcut un exercițiu de imaginație. Nu te duci unde vrei tu. Te duci unde găsești și unde ai loc. Unde te trage interesul. O vorbă mare spusă într-un mod direct simulat. După interes. Părerul ziceți, PSD sau PNL? Eu am fost cam fraier, știți? Păi dacă ar trebui să mă uit la interesul de mâine, din grădina mea... ALDE. Așa? Ar trebui să mă la ALDE la noapte. La ALDE PSD să duce. Așa. Ca că scriu medile, dar acum să închide repede ușile, să sudeze ușile că vine Pui Diaconescu. Spuneți-le să le ție destinul, că oricum nu mă duc. Că... Deci partipriuri politice vis-a-vis de alte formațiuni, nu aveți resentimente față de alții și așa mai departe din anumite persoane din formațiuni acum politice? Acum trebuie să le spun telespectatorilor și oamenilor următorul lucru. Eu am prieteni la toate partidele. Și eu? Eu nu cred. Păi și ce faceți cu ei dacă aveți atâția? Uite, are și mie. În politică, să știți că nu înseamnă numai... Domnul Pui Diaconescu, îi se adresează o întrebare rapidă și indiscretă, are un mod foarte elegant de a câștiga timp pentru răspuns. Da, potrește prima dată frumos, se gândește și abia după aia vine cu răspunsul. Frumos. Da, crasna, vezi. Te simte experiența, așa ziceți. Primul lucru trebuie să-l înțelegeți. Că dacă n-ai o colaborare între forțele politice, niciodată, nu vei reuși să ajungi colectivitatea din care ești parte. Corect. Stai, că discursul ăsta știi, am ajuns aproape la finalul emisiunii, da. La lăutarii de pe centru ați fost? Ivane, ai fost la lăutarii de pe centru? Ați spus să zic... Aseară, că am stat cu tine în terasă. Bine, mă, spune tot acuatul.
Să vreau să spun asta? Da, așa, nu trebuia pe el. N-a fost, dar dacă vreți, mergem împreună în seara asta. Ivane, mergem. Nu. Dar nu mergi, păi, ai întâlnit programate deja. Zici să știi telespectatorii că vine weekendul. Îl filmează... Sau te duci la ea de care vorbim de PSD. Eu mă duc cu oricine, oricând, vorbesc cu oricine, oriunde. Eu n-am niciun stres. Și eu la fel. Și în sediu PSD, dacă vrei, și sus pe bloc, și pe sub bloc, și pe Mărimata. Și eu la fel. N-am stres. Eu n-am. N-am prețul. Se vede că ești tracasat și era și Bilu pe ce ai vorbit de Bechtel. Mie îmi place de tine și de atitudinea care o ai. Da, tu m-ai înscris acum. Ți-au dat ceva? Da, acum, uitați, e foarte agitat. Începe să-i tremă numărul de locări. N-am nicio treabă. Ți-au zis Oberta? Nu. O confuzie pe scurt, domnul Puideacunescu cu Ivan, după care. Eu zic, 30 de secunde. Da. Eu zic că fi vorba... 28, 26, 25, 24. Le solicit târgujienilor să aibă încredere că Marcel Romanescu va transpune în fapte ce a promis în campania electorală. Ivan. Și eu zic la fel, să aibă încredere că dacă nu, nasol de el. Deci toți îl mâncăm. Atât am vrut să spun. Parcă mă uit la voi și parcă văd pe Andreea Marin la zâna surprizelor, varianta de crazna în această seară. Mulțumesc pentru participare. Pui Diaconescu, vicepreședinte PNL. Ivan Nicolae, invitat permanent. Mulțumesc că ar fi să se alături de noi, alături de Târgu Jiu, alături de Gorj. Vă spun să weekend plăcut, luni, bineînțeles. Nu știu, mergem la răutare. Mergem la răutare, stimați respectări aici pe centru. Ne cântă, ne simțim bine. O seară plăcută, weekend plăcut, numai bine. Și mâine, zice, scuze, luni la orele 18:30 din nou aici pe Metereze. La revedere, weekend plăcut, numai bine.